Vești bune pentru șoferi. În ultimul timp, întreținerea și utilizarea unui autoturism au devenit un lux pentru români. La pompă, cetățenii plătesc cu câțiva zeci de lei în plus pentru alimentarea vehiculului, iar benzina premium a ajuns să coste aproximativ 8 lei. Astfel, PSD a luat măsuri rapide și a decis să reducă cu 50% acciza la carburanți. Partidul Social Democrat vine cu măsuri în coaliția de guvernare și astfel s-a decis reducerea accizei la combustibil cu 50%. În consecință, va fi redus instant cu aproximativ 1,2 lei litru de carburant la pompă. Ministrul de Finanțe, Adrian Căciu, a început deja să lucreze la elaborarea actelor normative pentru implementarea măsurii. Vi se pare prețul la combustibil? Foarte mare. Comparativ, de când a început pandemia, cred că undeva 2 lei, 2 lei și ceva, foarte, foarte mare. Cum suportați aceste costuri? Păi știți cum e cu costurile. Adunate și cu curentul, adunate și cu gazul, cu butelia și cu benzina, puțin mai greu. Dar asta e, ce să facem. Sperăm că guvernanții să facă ceva și să... Da, păi acum se vrea reducerea accizei, adică ar scădea prețul cu un leu la combustibil. Păi, știți cum e cu acciza? Ei reduc acciza, dar nu se știe dacă de la acciză, de la rafinărie și până la pompă, unde alimentăm noi în rezervor, ea se mai vede scăzutul. Știți cum e cu acciza? Cum e și cu TVA-ul? TVA-ul, statul degeaba scade TVA-ul dacă magazinele și comercianții țin prețurile tot acolo. Da. Înțelegeți? Măsura ar trebui să ducă la ieftinirea combustibilului cu un leu. E bun. Și 50 de bani. Acestea sunt soluții clare care vor veni în sprijinul fiecărui român. Criza prețurilor nu trebuie lăsată pe umerii românilor. Statul are obligația să mai reducă din poverile fiscale. Benzina și motorina se vând în România la cele mai mari prețuri din istorie. Scăzut nu putem să scădem noi. Mi se pare scump un litru de... Pe cum? La salarii care le avem, bineînțeles că este. Fi necesară reducerea? Foarte necesară, da. Blocarea exploziei prețurilor la energie și carburanți este principalul motiv pentru care PSD a intrat la guvernare, iar împreună cu plafonarea RCA-urilor vor reduce semnificativ rata inflației. Cum vi se pare prețul de 8 lei? Nu pot să vă spun că e piperat, este mai mult decât pot să suporte buzunarele cetățenilor. E bună reducerea accizei. Da, desigur, acum, în situația în care se află țara, ar fi o mină de aur, cum vine vorba. Cum vi se foarte pare? Foarte scump, la salariile care sunt scump rău. Credeți că ar fi nevoie să măcar să se înjumătățească accizele la combustibil? Normal, că se ia cu un preț din fabrică și prețurile sunt foarte mari. La salariul minim pe economie, vă dați seama. 7 lei pe litru de benzină este prea mult. Acest preț nu scumpește doar biletul de autobuz sau abonamentul lunar al navetiștilor. Această creștere galopantă a prețurilor la motorină și benzină se vede deja în costul fiecărui produs la raft.